să ne spuneți ce se află, de exemplu, la strada Galați, numărul 346B, pentru că noi nu avem de unde să știm, ce se află, ce se află pe strada Iezului, numărul 1A. Dumneavoastră, ca și președinte, trebuie să știți. Puteți să ne spuneți și nouă. Ca să ne dumirim, că a spus că n-am fost... Dacă vrea să verificați? Păi nu. Dumneavoastră. Nu. Cu dumneavoastră sunteți domnul președinte, cu tot respectul. Nu puneți mie întrebări aici, dacă s-a află. Un imobil s-a află. Dacă erați curios, mă duceați și îl verificați, da? Nu, dumneavoastră ca și președinte al comisiei. Domnul președinte, îmi cer scuze pentru faptul că am intervenit puțin mai înainte fără să-mi dați cuvântul, dar cu tot respectul vă rog să nu mă întrerupeți. Da? Deci, încă o dată, puteți să ne spuneți și nouă ce se află pe strada Iezului numărul 1A și pe strada Galați 346B? Domnul secretar, nu v-am întrebat pe dumneavoastră, întreb pe domnul președinte, care este președintele comisiei. Bănuiesc că în momentul în care ați semnat, ați luat și la cunoștință sau ați semnat doar ca primarul așa? Puteți să ne spuneți, domnul președinte, domnul secretar... Domnul secretar, deci eu mi-am cerut scuze. Nu, vă întreb ce se află. Ce se află, domnul președinte? Că dumneavoastră, ca și președinte de comisie din partea Consiliului Județean, trebuie să ne explicați, să ne convingeți, da? Ceea ce nouă ne-a scăpat, ce se află în aceste bunuri. Măcar puteam să puneți denumirea bunului respectiv, să știm și noi ce votăm. Puteți să ne spuneți dumneavoastră în calitate, repet, în calitate de președinte al acestei comisii, că bănuiesc că v-ați dus la fața locului. Nu ne trimiteți pe noi, pentru că nu facem parte din comisie. Știți foarte bine că din comisii fac parte doar oamenii PSD-ului. Noi nu avem acces la ce se întâmplă. Da, nu, vă rog frumos, deci întrebarea mea, da, mai lent. Vă rog să ne spuneți ce se află la aceste două imobile. În calitate de președinte al acestei comisii, să știm și noi. Eu încă în această comisie fac și parte oamenii PNL-ului. Da? Domnul președinte, da, vă ascult. Și membrii de partid. Am venit la dumneavoastră să nu mă faceți astfel de remarci. Domnul președinte, sunteți domnul, nu ne mai mințiți. Dumneavoastră în această comisie. Păi dar cum puteți să spuneți domnul președinte? Domnul președinte, păi nu vorbesc singur, dumneavoastră nu pricepeți. Cum puteți să ne spuneți, domnul președinte, cum puteți să ne spuneți în ședință că sunt oamenii PNL-ul în aceste comisii, când dumneavoastră semna ca primarul și nici măcar nu știți cine face parte din comisie? Măcar știți câte persoane, dacă nu le știți numele? Habar n-aveți! Pentru că din această comisie sunt 4 inși care fac, 5 inși care fac parte din comisie. Cum puteți să spuneți aceste bălării? Că sunt bălării pur și simplu. Cum puteți să spuneți că oameni din PNL i-ați băgat în toate comisiile? Vorbim de inventarierea bunului. Deci vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Puteți să ne spuneți? Păi spuneți, în cele două. Ce anume? Că nu am fost atent. Păi nu, ce a spus răspuns? Că nu am fost atent. Poftim? Faceți un member. Nu. Domnul președinte, nu vă scoateți prin cuvinte aceste ironice. Eu vă spun un singur lucru. Spuneți-ne la aceste două adrese, în calitate de președinte al comisiei, nu al Consiliului Județean, ce se află la aceste imobile când ați semnat și ați fost de acord cu el. Nu ne-ați dat niciun răspuns. Nu, n-am terminat. Nu ne-ați dat, că nu știți, habar nu aveți. Odată. Și nu mai acuzați că trimiteți în comisii fel și fel de oameni de la PNL, pentru că nu este adevărat. Comisia e formată din 5 persoane, dumneavoastră a semnat fără să știți ce.